Două clase de elevi de la liceul Alexei Mateevici din Căușeni au decis vinerea trecută să organizeze o acțiune de salubritate de-a lungul râului Lunguța din orașul Căușeni. Copiii cu vârstele cuprinse între 11 și 18 ani circulă aproape zilnic pe malul râului și spun că la început de primăvară starea acestuia a devenit de-a dreptul catastrofală. Cursul de apă era blocat pe diferite porțiuni din cauza gunoaielor aruncate de oameni. Astăzi am ieșit cu restul colegilor mei și cu profesorul ca să întreprindem activități de salubrizare în pârâiașul Lunguța. Am găsit diverse lucruri, de la încălțăminte, haine și diverse sticle folosite până la bucăți de mobilă. A fost formată o indiferență colectivă prin mentalitatea faptului că dacă arunc un lucru mic, nu va face nicio diferență. Însă, având în vedere că în Căușeni trăiesc, să spunem, 20.000 de oameni, acest lucru mic care a fost aruncat se acumulează în fiecare zi și ajunge treptat la o groapă de gunoi. Sticle, cartoane, resturi animaliere, pachete din polietilenă și chiar saci întregi cu ciment. Toate au fost găsite în albia râului care se sufocă sub gunoaie. Nu știu cum să-l duc. Este blocat cursul de apă și prin anumite acțiuni. Deci încercăm cumva să intensificăm, adică cursul râului, presarea râului, într-un fel de salvarea naturii. Înarmați cu mănuși și saci, copiii au scos din râu crengile uscate de la copaci, au curățat malurile de deșeuri și au colectat tot felul de gunoaie. Aici colectez mai mult pachete, deoarece știm despre faptul că, într-adevăr, ele trebuie să treacă foarte mult timp ca să se degradeze. Și încercăm cumva să protejăm mediul. Noi suntem datori de a ne proteja mediul, care și noi contribuim la degradarea acestuia și este de datoria noastră. Chiar dacă unii, într-adevăr, degradează mediul, îl afectează foarte mult, ține de datoria noastră, deoarece tot noi aici trăim, noi inspirăm acest aer și trebuie să facem curățenie. În ce stare e râu? Într-o stare foarte deplorabilă, deoarece aici sunt să vede că mi-e bine, dar încolo, într-adevăr, e foarte degradabil. Ce ai înțeles? Acestor copii din clasa a 5-a le-a fost suficient o jumătate de oră pentru a încărca cu vârf 4 saci. Ei spun că le pasă de natură, iar oamenii care locuiesc în preajma râului ar trebui să fie mai atenți la deșeurile pe care le produc. Nu mi-e interesant să ajutăm natura, că e foarte bine. Când noi vedem că e curat și putem să facem picnicuri, să citim o carte, să mai ne jucăm pe lângă iazuri, pe lângă râuri. Aici în cât timp ați încărcat? Noi, cum să vă spunem, noi 40 minute. Da, 30-40 minute am strâns două saci sau chiar, da, două saci de sticle, de plastic. Ați selectat sticlele într-o parte și... Da. Aceste sticle de plastic pot să ajungă în râu și abraște și... Cred că o să fie mai frumos dacă o să le strângem și pentru noi o să fie și aer curat și tot pe noi ne ajută. Copiii și-au luat de acasă și unelte de muncă, iar pentru a debloca anumite porțiuni a fost nevoie de un adevărat efort. Am găsit deșeuri de toate felurile, dacă sincer. Am ieșit să strângem cumva să ajutăm ca mediul nostru să fie mai curat, mai purificat, să-l purificăm. Pentru că oamenii nu păstrează curățenia, merg și aruncă deșeurile în locuri amenajate, nespecial. Și am ieșit cumva, prin acțiunea asta poate am motivat și alți oameni să iasă, să strângă deșeurile, să contribuie la protejarea mediului, la să fie mai curat. Un fel de soacă de plastic. Este în pământ, adică... Da. Sunt multe deșeuri pe care am știut să le strângem. Nu știu, lumea de azi deloc nu au grijă de orașul nostru, dar ar fi bine cât mai des lumea să iasă, măcar o dată în sâmbătă strângă.
ce ai aici? Că aici de pui plastic, da? Or... Da, deșeuri. Punem și... sticlele deoparte, metalul aparte. Și în cât timp ai impus sacul ăsta? În câteva minute. Foarte repede. Căușănenii care treceau pe alături au lăudat copiii și spun că primăvara ar trebui să se mobilizeze întreaga comunitate pentru a curăța natura poluată tot de om. E foarte bine că tineri și-au grijă de oraș să fie curat, vin sărbătorile să fie curat și fie frumos. Ar trebui să ieșim și noi? Și noi, să avem timp, ieșim și noi. Dar uitați-vă ce scot de râu și scot murdărie, că lumea noastră nu are rușine și soveste și aruncă, nici nu se uite. Este salubrizare, sunt deșei, ai depus deșeile, sunt, este, trebuie de făcut și e frumos. Râul e într-o stare foarte deplorabil. Toți merg, nimeni nu fac curat. Ca și pe drumuri, ca și în gospodărie, acum e primăvara, toți trebuie să iasă să fac curat, dar dacă or fi la noi ștrafurile ca psihotarii ca la Europa, desigur că nu or fi așa. Inițiativa de curățare a albei râului Lunguța a venit de la profesorul de geografie, care a încercat să transforme orele de educație ecologică din școală în unele practice. El afirmă că nu a fost nevoie de mare efort pentru a convinge copiii să iasă la această acțiune de salubritate. Pe data de 22 aprilie marcăm Ziua Pământului, dar până la data de 22 aprilie, în luna martie, am avut 20 și 21, nu-i greșit, poate, Ziua Apelor și Ziua Pădurii. O acțiune din pădurire noi am realizat tot cu un grup de elevi voluntari în sectorul micro-Căușenilor. Și fiindcă în contextul Zilei Mondiale Apei și a Zilei Pământului, am hotărât ca să facem o mică acțiune de salubrizare a râulețului Lunguța, un afluent, aș spune eu, foarte important a râului Botna. De ce am venit cu această inițiativă? Pentru că ne pasă. Apa este esența vieții până la urmă. 75% din corpul uman este apă, ceea ce înseamnă că noi ar trebui să o protejăm. Indiferent că consumăm noi apa direct a râului sau nu o consumăm direct, suntem responsabili, trebuie de fapt să o protejăm, pentru că ea ne menține în viață. De apă depinde și precipitațiile atmosferice și flora, fauna acvatică, care suferă foarte mult. Uitați-vă ce găsim noi în râu. Este de-a dreptul dureros, strigător la cer. Timp de 3 ore, copiii au reușit să adune peste 100 de saci cu deșeuri. Aceștia au fost ridicați ulterior de întreprinderea de salubrizare a orașului.